Unde vă găsiți în acest raport? Între știință și Dumnezeu. Cine vorbește de contradicție dintre medicină și religie este rău intenționat. Primul instinct ați fost să deveniți preot. Ați ales să deveniți medic. Din punctul meu de vedere, astăzi este o eroare că încercăm să-i depărtăm pe copii de credință. Hristos a înviat cu moartea pe moarte călcând, adică a reușit cineva să calce moartea și să o învingă. Un pacient care, după ce a fost salvat la spital, m-a întrebat cum ar putea să se recompenseze. Și i-am spus că eu nu vreau nimic. Dar dacă ar putea să ne ajute să facem catapeteazma spitalului, ar fi perfect. Ați fost criticat pentru că ați adus credința pe holul spitalului? Refuz să cred că un doctor nu are credință. Credeți că și-au dobândit credința văzând lucruri inexplicabile? Dumneavoastră ați asistat la lucruri care v-au făcut să credeți că ceva e peste noi? Am avut oameni, apropo de credință, pacienți, care nu credeau deloc. Și când au plecat de acolo, au construit biserici. Pe holurile spitalelor, doctori care spun în continuu, nu credeți în miracole. Tot ce am vorbit noi până acum, dumneavoastră îmi spuneți să cred în miracole. Miracolele, cred că am vrea să le vedem astăzi sub forma unor fenomene paranormale. Sunt pacienți pe care i-am tratat și familia se pregătea și de înmormântare. Și au avut o revenire spectaculoasă și oarecum inexplicabilă. Vin din ce în ce mai multe cazuri, s-a vorbit despre o epidemie de droguri în România. Să-ți vină un tată și să-mi spună: domnul doctor, fetița mea are 13 ani și i-am găsit în rucsac, nu o păpușă, o pungă cu cannabis. Ceea ce arată că avem o schimbare de comportament, de la a merge beat la volan, în ultima perioadă foarte mulți merg drogați la volan. Banii nu cumpără nici această stare de fericire, nu cumpără nici timpul, nici nu oferă copilului sentimentul că părintele este lângă el. Eu nu sunt de acord să fugim de subiectele tabu. Să știți că trebuie să le spunem copiilor și despre droguri, trebuie să le spunem și despre sex. Să vedeți un tânăr de 30 ceva de ani dependent care plânge pentru că vrea să scape. Vrea să nu se mai drogheze, dar nu poate. Eu am avut odată un tânăr care, din cauza acestor pastile, a făcut și o tulburare psihică și, din păcate, s-a sinucis. Acolo unde începe știința, unde începe religia, întotdeauna ne întrebăm de ce oamenii de știință nu cred în Dumnezeu. Se întâmplă însă ca oamenii de știință să-L descopere pe Dumnezeu? În această zi am găsit un om care le împletește pe cele două. Un om care a văzut lupta dintre viață și moarte și a ales să crede în amândouă, și în știință și în religie. Lucrează ca medic anestezist, dar și-a dedicat viața în ultimii ani în lupta contra drogurilor. Încearcă să-i facă pe tineri să realizeze că drogul nu e o soluție, e o iluzie. Până la urmă, cu toții trebuie să înfruntăm realitatea de zi cu zi. Despre Dumnezeu, despre medicină, despre lupta de zi cu zi, o să vorbim cu doctorul Radu Țincu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vreau să vă întrebăm relația dintre Dumnezeu și medicină. Unde vă găsiți în acest raport? Între știință și Dumnezeu. La punctul de întâlnire, la mijloc. Eu cred că medicina este profesia sau acea ramură științifică unde Dumnezeu e cel mai prezent. Unde ar putea să fie Dumnezeu mai prezent decât acolo unde se dă lupta dintre viață și moarte? Unde ar fi nevoie de Dumnezeu mai mult decât acolo unde e suferință? Oamenii care ajung în terapie intensivă, pe patul de spital, în stare critică, sunt oameni care suferă enorm. Suferința fără Dumnezeu nu poate trece la fel de ușor.
Chiar dacă noi îi ajutăm cu medicamente, îi ajutăm cu anumite tratamente, mulți dintre ei ne văd pe noi inițial ca pe salvatorilor, ceea ce sigur, profesia de medic îți oferă această virtute, însă dincolo de noi întotdeauna este Dumnezeu. Și de ce este Dumnezeu? Pentru că omul suferă nu doar cu trupul, omul suferă și cu sufletul. Acești oameni au, mulți dintre ei, suferințe sufletești. Au nevoie să fie ascultați de preotul spitalului, au nevoie să se destăinuie, au nevoie să se împace cu ei. Pe patul de spital, în reanimare, când știi că moartea e aproape, suflă lângă tine acolo și o simți, în mod clar, ți se resetează viața, ți se resetează percepția asupra vieții. Te gândești ce ai făcut bine, ce ai făcut rău. Încă mai e timp să mai poți face ceva. Și mulți din cei care sunt pe patul de spital cer acel ceva. Acel ceva putând să fie o discuție cu preotul, în care să scape de apăsările lor interioare, sufletești. Alții își cheamă rudele, vor să-și ceară iertare, vor să se împace. Nu poți pleca în mod normal din această lume decât dacă te-ai împăcat cu tine și cu ceilalți. Această stare de pace pe care ți-o oferă Dumnezeu este esențială, pentru că până la urmă, cu toții ne temem de moarte. Moartea reprezintă un element necunoscut. Un paradox, am putea spune. Moartea este o certitudine din momentul în care ne-am născut, dar în același timp este și un element care ne sperie pentru că nu-l cunoaștem foarte bine. Și atunci e nevoie de această împăcare. Împăcarea cu tine și cu cei din jurul tău. Eu sper că dumneavoastră realizați că sunteți o rara avis. Există medici care cred doar în știință, iar dumneavoastră, de asta am început așa. Asta vă diferențiază de ceilalți medici. Credința profundă în Dumnezeu. Să știți că nu cred că sunt medici care nu cred în Dumnezeu. Dar se exprimă poate mai greu. Poate nu au reușit să aibă claritatea unui discurs în legătură cu religia și cred că de multe ori, pentru oamenii de știință, poate să li se pară o stigmatizare, poate, să vorbească în public despre Dumnezeu. Însă dacă ne uităm în istorie, vedem că foarte multe personalități științifice, medicale, au vorbit la un moment dat despre Dumnezeu. Pariul lui Blaise Pascal, care era un ateu, despre existența sau inexistența lui Dumnezeu, este cunoscut la nivel mondial. Deci iată că oameni cu pregătire științifică foarte solidă, la un moment dat au vrut să vorbească despre Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi așa cum ne-am dorit, poate noi doctorii, să îl putem percepe ca în tratatele de medicină. Nu putem să găsim formule care să explice existența lui, însă cu siguranță putem să ne întoarcem în interiorul sufletului nostru și să ne gândim dacă nu cumva, ca doctori, am avut cel puțin câteva experiențe pe care nu ne le-am putut explica. Sunt absolut sigur că fiecare medic trăiește aceste experiențe, poate nu le conștientizează, dar dacă am fi mai atenți, cu siguranță am vedea că undeva, la un moment dat, o putere divină, o iluminare, a făcut parte din viața noastră. Decizia medicală, sigur, se ia pe baza pregătirii, pe baza dovezilor științifice. Dar vedeți dumneavoastră, de ce trei medici cu aceeași specialitate, unul dintre ei va lua o decizie diferită de celorlalți doi, și aceea va fi decizia bună, pentru că în acel moment a avut o inspirație. Această inspirație de care vorbim poate fi chiar această iluminare a Duhului Sfânt. Dumneavoastră a studiat medicină, a studiat corpul uman, a studiat evoluția. Vreau să îmi explicați încă o dată cum se împacă ideea de știință și religie. Se completează. Nu sunt nici într-o contradicție, asta fără discuție, nu putem vorbi de o contradicție. Cine vorbește de contradicție dintre medicină și religie este rău intenționat. În același timp, mă întrebați, sigur că studiul medicinii, medicina nu studiază sufletul. Teologia face asta. Medicina studiază trupul. Însă fiecare dintre noi, dacă am face un exercițiu de sinceritate, chiar cu propria noastră persoană, și ne-am întrebat, suntem doar trup?
Sunt absolut convins că toți cei care ne privesc vor spune că simt că în interiorul lor ceva e mai mult decât trup. Este acea energie subtilă pe care o simțim fiecare dintre noi în anumite zone, în zona inimii, pentru că până la urmă cred că majoritatea oamenilor pe care îi întrebi unde este sufletul lor o să identifice această zonă a inimii. Și simt cu siguranță că este o energie subtilă în interiorul lor care este mai mult decât trup. Tocmai această energie subtilă este acel lucru care completează omul. Fără acea energie subtilă, ce ar fi? O carcasă. Ceea ce și este. În momentul în care murim, ați văzut că dacă privim o persoană decedată, nu mai are vitalitatea, nu mai are acea energie subtilă. Este o carcasă goală, rămasă goală, fără energia respectivă care îi dătea toată acea strălucire, toată acea energie care ne captiva pe toți. Deci, domnule doctor, sufletul de care noi nu ne ocupăm, ne poate îmbolnăvi această carcasă? Foarte bună întrebare. Da, ne poate îmbolnăvi această carcasă pentru că problemele sufletești sunt cele pe care le cunoaștem cu toții. Supărările, depresia, stările conflictuale. Câți dintre noi ne-am gândit, spre exemplu, că atunci când ne certăm cu cineva, dincolo de starea de furie pe care o degajăm, la nivel cerebral se eliberează neuroexcitatori, glutamat, se eliberează hormon de stres, cortizol, adrenalină, noradrenalină. Toate aceste elemente, toate aceste molecule vor produce o furtună la nivel organismului. Vor accelera activitatea cardiacă, vor accelera descărcarea undelor electrice cerebrale, vor crește tensiunea arterială, vor altera glicemia. Dacă ne-am testat glicemia după ce ne-am enervat, vom vedea că este mai mare, pentru că cu toate acei hormoni, cortizolul și hormonii de stres, cresc glicemia. Iată cum o stare emoțională, pur emoțională, suntem nervoși. Ea se traduce într-o modificare structurală, într-o modificare somatică. De asemenea, persoanele care au o stare de ură. Ce e ura? Ura este acel sentiment care ne face permanent să gândim ceva rău despre cineva. Ura descarcă și ea la nivel cerebral aceiași hormoni excitatori, aceiași hormoni care ne fură fericirea. În loc să avem serotonină, să avem dopamină care să ne dea starea de bine, noi avem glutamat, avem acei hormoni care să țină creierul într-o stare de tristețe. Și ne mai gândim că mulți din cei care au insomnii se întreabă de ce au insomnii. Pentru că dacă toată ziua ai numai trăiri și sentimente negative, ele vor rămâne în interiorul creierului tău prin acești hormoni pe care i-ai descărcat. Domnule doctor, mi-au rămas câteva cuvinte la dumneavoastră. La un moment dat ați avut de ales între a deveni doctor al trupului sau doctor al sufletului. Primul instinct ați fost să deveniți preot. Ați ales să deveniți medic. Cumva, acum, când ne aflăm față în față, ați învățat să le îmbinați pe ambele. Ca să vă învățăm calea, să vă ascultăm povestea, trebuie să vă vedem pașii. Cum ați ajuns aici? Avem această oglindă care ne poartă către copilul din dumneavoastră. Cu siguranță alegerea vine de acolo, cumva, din educația părinților. Unde vă poartă copilăria? De unde vă luăm ca și copil? M-am născut în București. Am copilărit și în București și în Giurgiu, de unde erau bunicii. Am copilărit o perioadă de timp împreună cu bunicii. Întotdeauna perioada copilăriei și perioada aceasta în care bunicii au fost alături de mine este apropiată de zona credinței, pentru că, cel puțin la vremea aceea, și mi-aș dori și astăzi ca bunicii să facă același lucru, să îi învețe pe copii ce înseamnă credința. Din punctul meu de vedere, astăzi este o eroare că încercăm să îi depărtăm pe copii de credință. Credința, dincolo de învățătura strict dogmatică religioasă, este o învățătură morală. Sunt trist când văd părinți care nu vor să le spună copiilor despre credință și îi întreb de foarte multe ori: ai vrea să fure? Pentru că, până la urmă, ce te învață religia? Ce te învață dacă ne limităm doar la cele 10 porunci? Să nu furi. Ai vrea să fie criminal? Ai vrea să fie depravat?
Eu cred, ai vrea să fie leneș? Eu cred că ar trebui să învățăm pe copii ce înseamnă credința din perspectivă, în primul rând, a moralității pe care aceasta o oferă. Și atunci, mergând înapoi în copilărie, bunicii au încercat să îmi explice această moralitate care rezultă din credință. Bunica, în vorbele ei simple, ce v-a învățat despre Dumnezeu? În primul rând, m-a învățat să mă rog. Primele rugăciuni, mi le amintesc, au fost spuse de către bunici. Sigur, cele pentru vârsta respectivă, pe care le știm cu toții, înger, îngerașul meu, tatăl nostru ulterior, au fost rugăciunile pe care le-am învățat primele. Îmi amintesc cu un foarte mare drag despre sărbătoarea învierii. Era o adevărată bucurie să pot merge la miezul nopții, ca, mă rog, fiind și copil, era plăcut ideea faptului că fac ceva într-o perioadă de timp în care teoretic aș trebui să dorm, dar eram foarte bucuros de toată acea imagine a oamenilor strânși la oaltă. Și ulterior, de la slujba învierii, de la biserică, se mergea în cimitir cu lumină către cei adormiți. Iar imaginea cimitirului, și cred că toată lumea care a fost cel puțin odată, este imposibil să nu rămână impresionat profund de acea imagine a cimitirului iluminat de torțele lumânărilor, de lumânările, de lumina lumânărilor în noaptea învierii. În momentul în care sute de oameni, mii de oameni sunt toți la oaltă pentru acest eveniment, este o imagine pe care o țin minte foarte bine și acum. Și a rămas undeva în interiorul meu. Dar ce v-a atras la noaptea de înviere? Miracolul învierii? Cu siguranță, da, miracolul învierii. Până la urmă, învierea în sine pentru un copil reprezenta un element pe care nu-l înțelegeam. Nici acum nu-l înțelegem poate foarte bine mulți dintre noi. Dar ca și copil era un element extraordinar când îmi povesteau bunicii cum Hristos, care era și Dumnezeu și om, a murit și a înviat. Era o chestie care mă sureșcita ca idee, ca și concept. Și atunci, în mod clar, mergeam cu foarte mare plăcere. Inclusiv anumite imnuri din noaptea învierii mi se păreau extraordinare, cum, de exemplu, unul din fragmentele imnului de înviere spune: Hristos a înviat cu moartea pe moarte călcând, adică a reușit cineva să calce moartea și să o învingă, învingerea morții, coborârea lui Hristos în iad și deschiderea porților iadului, mi se părea o chestie, și încercam să o transpun așa în imagini, mi se părea ceva înspăimântător, cum cineva venea în acel întuneric, așa îl percepeam la momentul respectiv, și reușea să deschidă ușile, să spargă ușile și să intre cu lumina lui și să scoată de acolo pe cei care erau întemnițați. Era, cum să zic, un element care mă sureșcita, pentru că nu-l înțelegeam foarte bine, și cu atât mai mult cu cât citeam despre acest subiect, mi se părea din ce în ce mai interesant. De ce ați crescut la bunici? Nu, n-am crescut la bunici, am crescut și la părinți, dar am avut și perioade în care am stat cu bunicii. Mama și tata cu ce se ocupau? Tata a fost medic stomatolog, și mama lucra în domeniul geologiei, în domeniul metalelor rare. Undeva lângă București era atunci un institut al metalelor rare, nu știu dacă astăzi mai există. Despre ei, cum ați putea să catalogați ca părinți? Erau și ei religioși, ca bunicii? Când veneați de la bunici, ce atmosferă găseați în casă? Erau și ei religioși, fără discuție. Sigur că bunicii întotdeauna mi se par mai religioși decât părinții. Aceeași percepție am și acum. Și văd asta și în jurul meu, la cei care au nepoți. Întotdeauna bunicii cred că au și mai mult timp, cred că și vârsta poate le-a oferit acea înțelepciune, astfel încât să se apropie mai mult de biserică, poate au mai mult timp să facă acest lucru, sau poate, după o experiență de viață, au înțeles că elementul important să-l insufle nepoților lor este tocmai această credință. Părinții sunt și ei, sigur, religioși, dar, vă spuneam, debutul meu în zona credinței a fost inițiat de către bunici, pentru că așa au considerat ei, că este bine să mă apropie de religie și să-mi explice atât cât au putut la momentul respectiv și cum au înțeles ei toată această problemă a credinței, au sădit curiozitatea în mine. Ulterior, ea a mers singură.
din momentul în care am început să citesc, și n-am citit doar Sfinții Părinți, am citit și filozofie creștină și am început să-mi pun din ce în ce mai multe întrebări, cu atât subiectul a devenit mai interesant și m-am dedicat mai mult timp studiului. Această sămânță încolțită în sufletul noastră de bunica avea să devină un gând. Mm-hmm. Gândul de a face asta pentru toată viața. De a deveni părinte. Mm-hmm. Când vă încolțești această idee? La liceu. Cred că undeva prin clasa 9-a, a 9-a, 10-a, a fost, sigur, am intrat la liceu, pe vremea aia era examen de admitere la liceu, am fost foarte încântat de ideea aceasta și îți pui întrebarea ce vei face, că totuși patul a întrec destul de repede, să fim serioși. Sigur, la momentul respectiv nu-i percepi ca astăzi, ca adult, însă te gândești la un moment dat ce vrei să faci în viitor, pentru că decizia depinde pe ce materii vrei să te concentrezi mai mult. Ideea Facultății de Teologie a fost o idee care a persistat, cred că undeva la 2 ani de zile. Clasa 9, clasa 10 au fost, eram absolut convins că o să dau la teologie. La un moment dat, sigur că a apărut ideea, tata, care era doctor, ca orice părinte medic își dorește, până la urmă, ca și copilul să urmeze aceeași carieră. Din start am spus că stomatologia nu mă atrăgea, adică n-aș fi făcut această facultate pentru că nu rezonam cu ideea de a face facultatea de stomatologie și a fi ulterior stomatolog. Ulterior, pe undeva prin clasa 11-a, începând și chimia și anatomia și învățând zona aceasta a științelor care sunt cumva înrudite cu medicina, mi-a plăcut foarte mult. M-a fascinat toată anatomia, m-a fascinat funcționarea corpului uman și am zis, cred că medicina este o zonă unde pot să tratez, sigur, și trupul, dar cred că pot să îi înțeleg pe oameni și din perspectivă spirituală. Nu am putut face mai mult de atât la momentul ăla, adică ar fi ipocrit asta să spun cât de profund m-am gândit. Nu, m-am gândit că este o zonă unde, tămăduind oamenii, vindecându-i, și mi-am amintit când citeam despre religie, citeam niște cărți, cum au apărut primele spitale. Primele spitale au fost numite bolnițe în zona noastră și au fost lângă biserici. Cei care tămăduiau, cei care tratau, erau toți cei din zona mănăstirilor. Și atunci mi s-a părut această idee a faptului că există o conexiune, iată, istorică între biserică și spital, mi s-a părut că este zona de punte. Și atunci am luat decizia în clasa 11 că trebuie să mă pregătesc pentru medicină. Dar a fost decizia dumneavoastră sau a fost o decizie pe care ați luat-o și cu familia? Nu, să știți că decizia a fost a mea. Părinții mi-au spus tot timpul că voi face ca adult ce-mi doresc ca profesie, pentru că ei au înțeles și ulterior chiar le-am mulțumit pentru acest lucru. Impunerea alegerii profesiei copilului reprezintă o pedeapsă dacă aceasta nu rezonează cu respectivul copil. Mi se pare nedrept să îți forțezi pe propriul copil să facă ceva cu care el nu se simte confortabil. Ei mi-au spus, vrei să faci teologie, faci teologie. Vrei să faci aviație, pentru că era la un moment dat o altă atracție în mintea mea de tânăr la momentul respectiv, faci aviație, vrei să faci medicină, faci medicină. Niciodată nu au fost inflexibili cu privire la deciziile mele. Dacă ar fi să fim în mintea dumneavoastră de atunci, de la 11, din clasa 11, de la 17 ani, ce să fi fost acul care a înclinat balanța între medicină și preoție? Mi-e greu să vă răspund la momentul ăsta. Dar v-ați gândit? Nu m-am gândit, să știți, la ce a fost determinant. Cred că am făcut o analiză, așa cum poate un copil la 17 ani să o facă. Cred că m-am gândit evident și la viitor, să știți că întotdeauna te gândești și în zona, și când am ales specialitatea, de exemplu, când m-am gândit, ok, voi alege o specialitate, dar trebuie să văd dacă pot face ceva cu ea. Până la urmă, dincolo de alegerea doar de plăcerea unei profesii sau doar dintr-o perspectivă strict filozofică, trebuie să ai și un,
mi se pare absolut normal să fie și un procent de pragmatism. Nu poți să alegi niște lucruri care pot fi la un moment dat imposibil de realizat. Nu m-am gândit că n-aș fi un preot bun sau n-aș fi putut să face facultatea de teologie, dar m-am gândit, poate mi s-a părut mai greu să-mi găsesc calea ulterior. Era prea necunoscut la momentul respectiv pentru mine. Eu știam și citeam credință, religie, citeam zona aceasta teoretică, dar partea practică mi era un pic necunoscută. Și teama de necunoscut poate a fost acel element care a înclinat mai mult pe zona medicală, unde aveam mult mai multă naturalețe în a înțelege fenomenul medical, pentru că tata era medic. Găsesc în biografia dumneavoastră un punct. Aș vrea să mi-l explicați și apoi să-mi explicați și legătura cu dumneavoastră. Sfântul Luca al Crimeei. Mm-hmm. Dacă ne puteți spune mai întâi povestea Sfântului, mm-hmm, și mai apoi dacă există similitudini și legături cu viața dumneavoastră și conexiunea cu el. Sfântul Luca al Crimeei este un punct extrem de important în viața mea. Din perspectiva analizei ultimilor 15-20 de ani, cred că a reprezentat punctul cel mai important de cotitură din viața mea. Eram rezident pe vremea aceea la Spitalul Floreasca, unde sunt și astăzi, și coboram la capela spitalului. Era o capelă pictată de un medic, dar o capelă micuță și destul de sărăcăcioasă la momentul respectiv. Și coborând și încercând să văd exact care e viața acestei capele și care ce am putea face noi medici să putem ajuta cumva capela, am văzut, de exemplu, și acest lucru m-a impresionat, nu avea catapeteasmă. Și erau niște perdeluțe de tifon așa agățate pe o sârmă și mi s-a părut așa trist ca în cel mai mare spital de urgență din România catapeteasma de la capelă să fie o improvizație. M-am gândit ulterior cum am putea să construim o catapeteasmă din lemn. M-am interesat, am făcut tot felul de demersuri, am văzut că era destul de scumpă o astfel de catapeteasmă sculptată și am abandonat ideea. Și am zis, asta e, nu se poate, nu mergem în continuare așa cum era și până atunci. Dar să vedeți că întotdeauna în viață nimic nu este întâmplător. Gândul ăsta a rămas cumva în mine și peste vreun an am întâlnit un pacient. Un pacient care, după ce a fost salvat la spital, m-a întrebat cum ar putea să se recompenseze. Sigur, discutăm de un om care dispunea financiar de foarte mulți bani. Și i-am spus că eu nu vreau nimic. Dar dacă ar putea să ne ajute să facem catapeteasma spitalului, ar fi perfect. N-am crezut că o vorbă spusă unui bolnav la externare va avea și efect. Dar peste vreo 3 zile m-a sunat secretara acelui domn și mi-a spus că să trimit decontul pentru această catapeteasmă pentru că ea va fi plătită. Și așa s-a făcut catapeteasma de la spital. Ulterior, după ce am făcut catapeteasma, discutând cu părintele Emilian, preotul spitalului de la acea vreme, am zis că este în momentul să aducem moaștele unui sfânt tămăduitor. Un sfânt care să ofere oamenilor din spital, bolnavilor, suport și să ofere și familiilor acestora un loc unde să se poată ruga și să creadă că pacientul respectiv poate fi vindecat. Și ne-am gândit ce sfânt ar fi mai potrivit. Un sfânt care sigur să fie și tămăduitor, dar am zis că ar fi bine să fie medic, pentru că poate, prin această calitate, ar influența și personalul medical. Poate ar reprezenta, dacă vreți, o lumină călăuzitoare și pentru noi medici. Și am avut șansa să ajungem la Sfântul Luca al Crimeei, care nu este un sfânt, este un sfânt contemporan. A trăit undeva în secolul XIX, început de secolul XX. Este un sfânt care a fost medic în Rusia, a profesat, a fost un cercetător care a scris primul tratat din Rusia cu privire la chirurgia septică și aseptică și ulterior a fost prigonit pentru credința lui. Sfântul Luca al Crimeei avea două obiceiuri care i-au pricinuit toată această prigoană. Una era ca în sala de operație să fie Maica Domnului prezentă în icoană și a doua este că întotdeauna opera
primul semn când dezinfecta cu iod pacientul era semnul Sfintei Cruci. Pentru aceste două lucruri a fost chemat de autoritățile de la acea vreme, anii 40, 30, 40, 50, și i s-a spus că dacă mai dorește să profeseze, trebuie să dea jos icoana Maicii Domnului din sala de operație și să nu mai dezinfecteze în semnul crucii. Și ce-a decis? Să plece. A plecat, a devenit preot și să vedeți că, din nou vă spuneam, în viață nimic nu este întâmplător. După ce a abandonat zona științifică și s-a făcut preot, soția edilului din localitatea respectivă a făcut peritonită. Și singurul capabil să o opereze era Sfântul Luca. Doar că, ce să vedeți, tocmai soțul acestei paciente l-a prigonit. Se duc și îl cheamă, intră în sala de operație, cu sigur condiția pe care o avea să punem la loc icoana și să dezinfecteze pacienta cu semnul crucii, face acest lucru, o salvează și după ce operația decurge bine, pacienta este salvată și pleacă acasă, soțul respectivei paciente ia decizia să îl trimită în exil la Polul Nord și acolo suferă câțiva ani în frig și umezeală, orbește și ne gândim cu toții ce calitate umană a putut avea acest medic ca să se întoarcă, să opereze pe soția celui care l-a prigonit, știind cel mai probabil că după ce va termina operația va fi prigonit din nou. Cu toate acestea a făcut acest gest. De aceea, când l-am adus la București, și o să vă povestesc și cum am ajuns în Ucraina, când l-am adus la București, am crezut că toate aceste elemente din viața medicului de această dată vor fi căi de motivare pentru noi, personalul medical. Dumneavoastră, sincer vă întreb, ați fost criticat pentru că ați adus credința pe holul spitalului? Uneori da. Uneori da. Dar... Și cum ați tratat acest subiect? M-am supărat. Pentru că oricât aș vrea să nu pun la suflet anumite lucruri, partea noastră umană nu ne lasă. E clar că m-am supărat și m-am supărat pentru că am făcut totul cu dragoste. Am făcut totul cu ideea că lumea va fi bucuroasă. N-am făcut nimic nici pentru mine și nu am făcut de foarte multe ori multe. Să știți că e prima emisiune în care am povestit de catapeteazmă. Până acum, au trecut aproape 20 de ani, nimeni nu știe că acea catapeteazmă a fost construită așa. Pentru că n-am vrut să fac acest lucru public. Nu o fac pentru propria mea imagine sau pentru propria mea mărire. Am făcut-o pentru spital. Mă supăram, evident, când aflam că sunt oameni care comentează negativ cu privire la faptul că în biserică se fac anumite lucruri sau care sunt deranjați de ideea faptului că, din păcate, sunt unii care erau deranjați, chiar că și biserica există acolo. De ce? Nu i-am întrebat, sincer vă spun. Nu i-am întrebat. La întrebarea de la început? Între știință și religie? E posibil, cu siguranță acolo ne întoarcem. Dar vă spuneam, refuz să cred că un doctor nu are credință. Pentru că nu are cum să fie doctor. Doctorul nu este un robot. Și să știți că mai e un lucru. Dar sunt doctori care și-au pierdut credința? Eu cred că mai degrabă sunt doctori care și-au dobândit credința. Eu cred că cu cât evoluezi mai mult în zona medicală, cu atât o să crezi mai mult. Dumneavoastră, credeți că și-au dobândit credința văzând lucruri inexplicabile în sala de operație? Dumneavoastră ați asistat la lucruri care v-au făcut să credeți că ceva e peste noi? Nu cred că acest lucru i-a determinat poate să își aprofundeze credința, ci mai degrabă suferința. Suferința, să știți că este vindecătoare. În mod paradoxal, cu ce credem, atunci când suferim, avem tendința să ne analizăm mult mai profund. Avem tendința să ne modificăm radical viața. Am avut oameni, apropo de credință, pacienți, care nu credeau deloc. Și când au plecat de acolo, au construit biserici. Am avut pacienți care s-au călugărit
după ce au plecat din spital. Ei necrezând și neavând nicio legătură cu credința. Pentru că suferința profundă, suferința aceea la limita dintre viață și moarte, te face să simți puterea lui Dumnezeu și te face să-ți resetezi toate valorile vieții. Revenind la întrebarea cu medicii, eu cred că suferința le-a arătat mai degrabă credința. Eu cred că cu cât ești mai implicat în activitatea medicală, cu atât o să crezi mai mult. E posibil, într-adevăr, și uneori ne luptăm cu această latură științifică. De multe ori sunt colegi de-ai mei și îmi spun, eu simt că ceva e, aș vrea să cred, dar nu pot, că nu pot să înțeleg. Explică-mi ca să înțeleg cumva științific lucrul acesta și dacă pot să înțeleg, probabil că va fi mult mai simplu. E greu. E greu pentru că, vedeți, nu o să avem niciodată șansa să-L putem descoperi pe Dumnezeu printr-o ecuație. Domnule doctor, de câteva minute am în minte același lucru și vreau să vă întreb. De fiecare dată aud pe holurile spitalelor doctori care spun în continuu, nu credeți în miracole. Tot ce am vorbit noi până acum, dumneavoastră îmi spuneți să cred în miracole. Mm-hmm. Sigur. Medicii vă spun asta din perspectiva lor științifică. Și pe mine, dacă mă întreabă un aparținător, dacă pacientul respectiv, ce șanse de supraviețuire are, întotdeauna îi răspund, n-am de unde să știu cu exactitate că nu-s Dumnezeu. Vă pot spune științific, pe niște scoruri de gravitate, niște scoruri de predicție, cam care ar fi mortalitatea raportată la problema de sănătate a pacientului. Însă nu pot să vă spun cu exactitate ce se va întâmpla cu el. De asemenea, miracolele, și aici cu miracolele, miracolele, cred că am vrea să le vedem astăzi sub forma unor fenomene paranormale. Ne-am așteptat, nu știu, să vedem doi îngeri de o parte și de alta patului suflând peste bolnav. Acest tip de miracol nu există și nu putem să avem pretenția ca așa să-l vedem. Dar în spital, că aici voiam să ajung, ați trăit ceva care v-a făcut, nu să trăiți un miracol, dar să spuneți că ceva s-a întâmplat acolo, care vă depășește? Da. Ne puteți relata acest episod? Sigur, sunt foarte multe cazuri, să știți. Am mulți pacienți cărora științific nu le dădeam nicio șansă. Sunt pacienți pe care i-am tratat și familia se pregătea și de înmormântare. Și au avut o revenire spectaculoasă și oarecum inexplicabilă. Am văzut, de exemplu, și am asistat de multe ori la slujba Sfântului Maslu, cu pacienți care aveau anumite modificări vegetative când cei din jurul lor, familia și preoții se rugau, cu creșterea tensiunii, cu creșterea pulsului, cu mișcări ale globilor oculari, ceea ce arată că toată această rugăciune are un efect. Și să știți că am o explicație și pentru cei care nu vor să accepte rugăciunea sub definiție ei clasică. Ce înseamnă rugăciunea? Rugăciunea este o stare emoțională a noastră care generează ce? O energie. Cu cât suntem mai mulți, și dacă pornim chiar de la exemplu biblic, unde sunt doi și se roagă, acolo sunt și eu, așa ne spune Hristos. Deci, în mod clar, când ne rugăm, generăm o energie. Cu toții acceptăm și că suntem credincioși și că nu, că avem o aură. Avem o aură energetică. Această energie pe care o degajăm depinde de ceea ce avem în momentul respectiv ca trăire. Când 10 oameni se roagă, asta înseamnă că degajă o energie pozitivă pentru persoana care se află în suferință. Și această energie, sunt convins că acel pacient o resimte. Aveți acel caz pe care îl purtați mereu după dumneavoastră? Un caz, un om la care vă gândiți tot timpul, din urmă? Sunt mai mulți, o să încerc să aleg unul din ei. Am avut mai mulți pacienți. Am avut un pacient cu stop cardiorespirator după o supradoză, care a fost resuscitat vreo 20 de minute la domiciliu și la fel a dus fără nicio șansă. A stat vreo 2 luni și am reușit să-l salvăm și să meargă acasă. Am mai avut un alt pacient care într-un moment de rătăcire a vrut să-și ia viața, a luat niște medicamente
a intrat în comă, a făcut un stop cardiac acasă și ulterior a ajuns la spital, a stat vreo 3 luni. Și a plecat acasă. Din păcate, și-a pierdut vederea în urma acestei complicații neurologice pe care a făcut-o în timpul comei. Însă, pacientul este extrem de fericit că a scăpat cu viață. Și acum, după vreo 6-7 ani de la momentul respectiv, ne sună pe telefonul de la spital și vorbim cu el, vorbește cu asistentele medicale și își amintesc cum a trecut peste această problemă gravă din viața lui. Și ne bucură foarte mult că niciodată nu uită să sune de Crăciun sau de Paști și să ne ureze tuturor sărbători cu bine. Ceea ce arată că un pacient care și-a pierdut vederea și care ar trebui să fie extrem de supărat. Gândiți-vă câți dintre noi astăzi avem supărări mult mai mici. Ne-am supărat, nu știu, că ne-am pătat cămașa, ne-am supărat că ne-am pierdut ceva, un obiect. Acest om și-a pierdut vederea. Și cu toate acestea este foarte fericit că a scăpat cu viață. Este elementul esențial. Cred că de foarte multe ori ne furăm singur fericirea pentru că punem accent pe niște lucruri total neînsemnate, pe niște lucruri trecătoare care nu au nicio legătură cu valorile esențiale ale vieții noastre. Viața noastră, să știți că este foarte simplă. Are niște valori fundamentale pe care cu toții le vrem. Să știți, indiferent cât o să evoluăm, indiferent cât de mult vom avea la dispoziție tehnologic, omul are nevoie de niște fundamente. Unul din fundamente este iubirea și dragostea. Nu neapărat cea sexuală, ci iubirea și dragostea dintre oameni. Trebuie să învățăm să exprimăm aceste sentimente cu ușurință, pentru că sentimentul de dragoste și de iubire nu e pentru dumneavoastră sau pentru cei din jur, este pentru tine. Este primul lucru, generarea energiei pozitive pe care tu o generezi în propria ta persoană ca să poți să îi o dăruiești și celuilalt. Aveți un soi de ritual înainte de a începe munca? A fost modificat, pentru că față de perioada dinainte de pandemie, când era ceva mai mult timp, în timpul pandemiei exclus și după pandemie deja lucrurile sunt foarte precipitate. Mergeam foarte des înainte de pandemie la capela spitalului. La un moment dat aveam și cheile acestei capele și uneori chiar în gardă mergeam pentru că simțeam nevoia să mă deconectez și să evadez cumva din zona aceea și câteva minute să fiu într-o altă zonă care să mă liniștească și să-mi dea oarecum și încredere și putere să continui. De fiecare dată, să știți că am spus și lucrul ăsta, cred că cu toți ar trebui să-l facem la un moment dat. Când evoluăm, trebuie să devenim mult mai aplicați în ceea ce privește credința. Credința nu e o chestie abstractă. Chiar dacă la prima vedere pare așa filozofică, e foarte practică. Dacă acum câțiva ani de zile, când eram rezident, citeam foarte, foarte mult învățăturile Sfinților Părinți, pentru că le foloseam să vorbesc cu aparținătorii, să vorbesc cu pacienții, pentru că de multe ori ei mă întrebau lucruri pe care nu puteam să le explic. Mă întrebau despre suferințele lor sufletești, mă întrebau despre problemele lor de acasă și atunci nu știam ce răspunsuri să le dau și aveam nevoie de învățăturile Sfinților Părinți. Astăzi încerc cât mai mult să aplic în fiecare moment al vieții mele ceea ce am învățat. Încerc ca acea credință să nu mai fie filozofică, ci să fie una aplicată, palpabilă. Și cred că asta este esențial. Degeaba mergem la biserică, și asta o spun iarăși cu foarte mare mâhnire, degeaba mergem la biserică și când am ieșit de acolo, ne comportăm la fel de rău ca înainte să mergem acolo. Degeaba ținem post, degeaba ne rugăm dacă nu reușim să ne înfrângem răutățile noastre în raport cu ceilalți. Credința nu e o chestie doar la biserică. Adică nu mergem și ne rugăm la biserică și când ieșim de acolo facem total invers decât ne-a învățat credința. Mă întrebam ceva mai devreme de paralela dintre dumneavoastră și Sfântul Luca din Crimea. Tot dumneavoastră ne spuneați că el la un moment dat s-a retras spre teologie. O să vă întreb, dacă v-ați gândit vreodată, mai târziu în viață, să vă retrageți spre teologie?
să vă urmați visul din tinerețe de a deveni preot? M-am gândit și e normal să mă gândesc, pentru că era ceva la care mă gândisem cândva și atunci, în mod clar, revin toate aceste gânduri. M-am gândit la un moment dat că aș face al doilea doctorat în teologie. A fost un moment în care am spus să mă liniștesc un pic cu pregătirea medicală, să ajung să definitivez toate proiectele medicale și poate ar fi momentul să fac un doctorat în teologie. Nu m-am gândit, vă spun sincer, nu m-am gândit să urmez facultatea de teologie și să chiar să profesez în zona aceasta teologică, însă în mod clar ideea de a aprofunda printr-un doctorat zona teologică rămâne în continuare o dorință. Mi se pare extrem de interesant și mi se pare că este o posibilitate de a merge și mai profund și a înțelege care sunt mecanismele acestea. Și oricum, ideea doctoratului, să știți că m-am gândit chiar cum aș putea să fac, dacă vreți, o conexiune între medicină și teologie, adică un doctorat la limita dintre medicină și teologie. Însă reflectez la această idee, nu pentru că nu mi-aș dori, ci pentru că acum, vă spun sincer, nu am timpul necesar să fac lucrul acesta. Sunt foarte multe proiecte, sunt cadru didactic la UMF, Carol Davila, sunt studenți, sunt foarte multe activități și n-aș face doctoratul. E clar că îl fac doar din dorința intrinsecă și profundă. N-aș face doctoratul doar ca să-l bifez că am făcut doctorat în teologie. L-aș face dacă aș avea timpul necesar să mă dedic și să pot să fac acel doctorat cu plăcerea pe care, cum l-am perceput inițial. Ați devenit extrem de cunoscut în România în momentul în care ați vorbit franc părinților despre cât de mult rău drogurile le fac copiilor lor. Ați ales toxicologia, sună într-un fel toxicologia, dar este vorba despre droguri. Mm-hmm. Ați văzut foarte multe cazuri, vin din ce în ce mai multe cazuri, s-a vorbit despre o epidemie de droguri în România, sunt afectați în principal tinerii. Aș vrea să vă întreb cât de rea e situația, cât de reală e această cifră în creștere în rândul tinerilor. Foarte reală, din păcate. Iar dacă ne uităm în dinamică, comparativ cu anii precedenți, situația se deteriorează din ce în ce mai mult. Se deteriorează sub trei aspecte. Un prim aspect îl reprezintă numărul de consumatori, din ce în ce mai mulți. Al doilea element îl reprezintă scăderea vârstei de consum. Este aproape incredibil să îți vină un tată, cum s-a întâmplat acum câteva luni, și să-mi spună: domnul doctor, fetița mea are 13 ani și i-am găsit în rucsac, nu o păpușă, o pungă cu cannabis. Ce să fac? E foarte greu să-i spui unui părinte ce să facă când un copil de 13 ani care ar trebui să se joace cu păpuși, așa cum chiar părintele a anticipat corect, se joacă cu cannabis. Și atunci sigur că l-am sfătuit să evalueze copilul psihoemoțional. Cred în continuare, și am văzut mulți copii și părinți, cred în continuare că un tânăr, un copil încă la 12, 13, 14 ani, nu are motive să se drogheze decât în zona aceasta psihoemoțională. Și am vorbit cu un alt tânăr de 14 ani, adus de pe litoral acum vreo câțiva ani, 2 ani în urmă, de către mamă, și mi-a spus că el nu se înțelege cu părinții. Părinții nu-l înțeleg. Nu se simte iubit de părinți. Nu simte că părinții sunt acolo lângă el. Acest element l-am identificat la mai mulți. Copiii simt o depărtare, o ruptură între ei și părinți. Fie părinții n-au timpul necesar să-i înțeleagă, să-i asculte, fie pur și simplu nu vor să-i înțeleagă. Și atunci ce alternativă au? Alternativa este un anturaj. Pentru că la vârsta asta, când ești în pubertate, e clar că ai foarte multe lucruri de clarificat. Și dacă părinții nu te ascultă, te ascultă anturajul. Problema e că anturajul nu are experiența necesară, anturajul de multe ori nu are interesul să-ți ofere sfatul cel mai bun, pentru că până la urmă sunt doar niște prieteni și, din păcate, multe din aceste anturaje îți oferă și alternativa drogului.
Pentru că drogul este un lucru care te face să nu te mai gândești la toate problemele pe care tu le ai existențiale. Și atunci așa devin foarte mulți dependenți. România s-a oprit în loc săptămânile trecute când un tânăr omora alți doi tineri din pricina unei combinații de 6 droguri, o beizadea susținută cumva și de părinți, și acolo s-a vorbit tot de vina părinților. Cumva ajungem exact pe drumul pe care ni l-ați indicat dumneavoastră. Ne-am oprit în loc toți și ne-am dat seama că e grav. Abia acum. Cum ați văzut acest caz al tânărului care a omorât alți doi copii și era să mai omoare 3? Doar un vârf al realității. Și a devenit extrem de stringentă problema pentru că a devenit publică și că am prezentat-o. Însă realitatea este că astăzi statisticile poliției ne spun că în anumite momente numărul persoanelor depistate drogate la volan e mai mare decât al celor cu alcool. Ceea ce arată că avem o schimbare de comportament de la a merge beat la volan. Am mai mult în ultima perioadă, foarte mulți merg drogați la volan. Spuneam de ce am ajuns aici. Părinții de multe ori cred că lipsa lor fizică este completată, compensată de bani sau este compensată de școli scumpe. Trebuie să spunem foarte clar, apropo de ce vorbeam mai devreme, că ne întoarcem la nevoile bazale. Oamenii au nevoie și de bani, au nevoie și de bunăstare, au nevoie și de confort, dar au nevoie de dragoste. Au nevoie să simtă că cel care e acolo, lângă el, îl înțelege, că cel care este acolo îi dedică timpul. Banii nu cumpără nici această stare de fericire, nu cumpără nici timpul, nici nu oferă copilului sentimentul că părintele este lângă el. Și atunci, de aici e prima problemă. Problema este că s-a resetat cumva imaginea familiei tradiționale. Dacă imaginea familiei tradiționale era ca părinții să-și crească copiii și să fie alături de ei, astăzi părinții își trimit copiii la after school, își trimit copiii la creșe, eventual de la 7 luni dacă se poate, își trimit copiii în străinătate la facultate. E foarte bine acest lucru. Dar să n-o facă crezând că acest lucru compensează lipsa lor. Desfatul ar fi să ne oprim din goana noastră de a face bani? Sfatul nostru este să dedicăm copiilor acel timp, în acea perioadă a dezvoltărilor, perioada 10-17 ani, în care, dacă nu o să facem acest lucru, e posibil să-i pierdem. Și în zadar o să câștigăm toată lumea dacă ne-am pierdut propriul copil. E fără discuție acest lucru. Credeți că acești părinți care înțeleg că sunt persoane cu afaceri în zona imobiliară, credeți că viața lor va mai fi la fel de fericită știind că acest copil va ajunge în pușcărie? Și nu neapărat că ajunge în pușcărie, ci știind că a omorât alți doi oameni. E clar că dacă nu vom înțelege la timp, e posibil să nu mai putem recupera nimic din ceea ce s-a întâmplat. Al doilea lucru, că nu sunt doar părinții vinovați. Adică nu putem transfera toată zona în această arie a părinților. O altă problemă este zona educațională. Eu vorbesc cu tineri care parcă sunt extrem de informați. Și îi întreb. Mi-au spus, eu fumez cannabis. Și îi întreb despre cannabis. Îi întreb niște noțiuni elementare și ei nu știu. Ceea ce mi-arată că nu sunt informați corect sau nu sunt informați deloc. Un alt element important este ca autoritățile să înțeleagă odată că acest fenomen al drogurilor există. Dacă îl vom accepta, vom putea să demarăm, să avem și anumite programe educaționale în școli. Eu nu sunt de acord, chiar dacă sunt o persoană credincioasă, religioasă, eu nu sunt de acord să fugim de subiectele tabu. Să știți că trebuie să le spunem copiilor și despre droguri, trebuie să le spunem și despre sex, pentru că dacă nu o să le spunem, asta nu înseamnă că ele nu există, problemele. Doar că ne vom trezi cu efectele lor. Ne vom trezi cu avorturi, ne vom trezi cu boli cu transmitere sexuală, ne vom trezi cu dependenți. Deci al doilea element esențial este politica statului român și a Ministerului Educației de a avea programe educaționale. Iar al treilea element este controlul. Controlul acestor substanțe.
poliția trebuie să-și facă treaba, dar, am spus-o și o repet și rămân la această idee, ideea screeningului toxicologic în școală reprezintă o bună modalitate de a controla fenomenul. Îi testăm pe elevi, nu pentru a-i pedepsi, ci pentru a informa pe părinți că al lor copil de 13 ani e pozitiv la cannabis. Pentru acest lucru insist să introducem testele toxicologice în școli. Teste toxicologice care să se facă confidențial, rezultatul să-l primească părinții, pentru că în mod normal, orice părinte sănătos la cap, dacă primește un test pozitiv la amfetamină la un tânăr de 16 ani, cu siguranță îl va lua de mână și va merge cu el undeva, la psiholog, la toxicolog, la psihiatru. Asta este rostul acestor măsuri preventive. Un părinte normal, ați punctat foarte bine. Există o poveste legată de consumatorii de droguri care v-a rămas în minte, pe care nu o puteți relata? Sunt acei pacienți care după 10-15 ani de consum se internează frecvent și care plâng și te roagă să-i salvezi din aceste mreje ale drogurilor. Să vedeți un tânăr de 30 ceva de ani dependent care plânge pentru că vrea să scape. Vrea să nu se mai drogheze, dar nu poate. Și este absolut impresionant. Este absolut impresionant să vezi suferința lui și o face, să știți, în modul cel mai sincer. Nu minte deloc. El chiar vrea să se lase. Și, din păcate, pleacă din spital, merge într-un centru de dezintoxicare și când se reîntoarce... O ia de la capăt. Recade, o ia de la capăt. De ce o ia de la capăt? Pentru că, iarăși, din păcate, România nu are suficientă capacitate pentru a continua un program de dezintoxicare, poate să dureze un an și jumătate. Acești oameni au nevoie de o reintegrare socială, au nevoie de programe de reabilitare în care să fie cuprinși în anumite grupuri de lucru cu alți toxicomani în zona psihologică, de psihoterapie, de psihointervenție. Din păcate, România nu are acest tip de program pe termen lung, astfel încât acești oameni să nu recadă. Și mai impresionat, evident, mă impresionează tineri. Am avut odată un tânăr care, din cauza acestor pastile, a făcut și o tulburare psihică și, din păcate, s-a sinucis. L-am văzut, cred că, de 3 ori. De fiecare dată l-am trimis către un centru de dezintoxicare pentru dependență și, la un moment dat, n-a mai apărut. Și când m-am întâlnit cu unul din părinții lui, mi-a spus că s-a sinucis. Este îngrozitor să pierzi un tânăr la 27 de ani, 28 de ani, care a ajuns să-și ia viața din cauza drogurilor. Dar nu vă afectează la maniera personală toate lucrurile astea? Nu încerc să-i salvez pe fiecare în parte, că știi că se întorc iar pe străzi, iar tentații, iar se vor întoarce, posibil să nu se mai întoarcă pentru că se pierd? Ba da, nu există. Toate aceste cazuri au un impact foarte mare emoțional. Tocmai de-aia vă spuneam că medicina n-are cum să facă abstracție de credință, pentru că acești oameni suferă cu sufletul, dincolo de suferința trupească. Ei suferă cu sufletul și atunci te încarcă și pe tine. Am plecat de foarte multe ori de la spital și tot drumul spre casă m-am gândit doar la ce vorbeam cu acești pacienți sau la anumite aspecte ale vieților. În același timp, nici nu avem cum să rămânem blocați, pentru că dacă rămâi blocat în această suferință a pacientului, nu sunt decât 2-3 scenarii posibile. Fie te lași de meserie, ceea ce ar reprezenta un act de lașitate. Până la urmă, trebuie să înfrunți această realitate dură pentru a-i ajuta pe ceilalți. Fie te resemnezi, în sensul că nu te mai implici, și atunci dacă ești un pic mai depărtat de problema respectivă, nu mai vezi cu aceeași intensitate. Din nou, nu mi se pare, e un act iarăși de lașitate. Noi trebuie să fim alături de ei și să încercăm să înțelegem acolo în momentul lor de maximă intensitate, nu să facem un pas în spate. Sau, sigur că ar putea fi problema deznădejdei. Te întreba, l-am salvat de data asta. Și se întoarce peste 2 săptămâni. Adică e în zadar. E în zadar. Și n-am trebuit să facem nici asta, pentru că până la urmă, el e doar un caz. Alții vor avea nevoie de noi în zilele următoare, care poate vor fi salvați și nu se vor mai întoarce. Întotdeauna medicul
Și asta am spus-o și din păcate e un alt element pe care l-am pierdut în ultimii ani. Și le spun asta studenților la medicină când fac cursul cu mine. Medicina nu e o profesie. Medicina este o profesie vocațională. Pentru că trebuie să faci mai mult decât e în fișa postului. Dacă faci cât e în fișa postului, nu ești doctor. Trebuie să faci mai mult, pentru că oamenii au nevoie de mai mult decât atât. Și vă dau exemplul ultimului eveniment, cel de la Crevedia. Până să se declanșeze planul alb, care a însemnat o mobilizare conform unui protocol, eram deja în mașină, unii dintre noi, să mergem la spital, pentru că știam că va urma să vină un număr mare de victime. Asta înseamnă să fii doctor. Nu înseamnă să îți respecti bifând ce scrie în fișa postului. Tu ai făcut asta să-ți ajuți semenii. Dar cum se simte o tragedie cum a fost cea de la Crevedia din interior? Când zeci de ambulanțe vin, toată lumea este în alertă, este un haos generalizat, lumea nu se oprește în loc. În momentul ăla nu simți nimic decât adrenalină. Eu am ajuns la spital, cred că pe la ora 9 și jumătate seara, 10 fără un sfert, și am început să golim saloanele de reanimare ca să ne pregătim să putem prelua pacienții care au ajuns, care urmau să ajungă. În momentul în care intri în această alarmă, nu mai simți nimic. Am plecat undeva în jurul orei 4 dimineața și când am ajuns, eram odihnit ca și cum aș fi dormit toată noaptea. Nici n-am putut să adorm imediat pentru că încă toată această stare de agitație era prezentă. Ce faci când te duci acolo? Încerci să rezolvi fiecare lucru punctual. Să golești reanimarea, să te asiguri că ai tot ce ai nevoie ulterior, medicamente și tot ce ai nevoie pentru ce ar putea veni, să-ți chem cât mai bine mai mulți colegi de acasă care să fie distribuiți către zonele unde voi avea nevoie de ei. Să știți că imaginea unui spital aflat sub asediu, că așa arăta, este ceva înspăimântător. Adică să vezi cum aleargă oamenii să ajungă la spital și se schimbă 20-30 de persoane odată și urcă în reanimare ca să poată să ajute pentru acești pacienți, este un lucru care te sperie în primă instanță. Dar ulterior, când lucrurile încep să se liniștească și acești pacienți să fie preluați și să se intervină la sală, deja încep să te bucuri că nimic n-a fost în zadar. Mare parte din cei care au venit la Floreasca erau la rândul lor salvatori. Ce imagini v-au rămas din noaptea aceea? Vorbe? Să știți că ei nu vorbeau. Erau destul de liniștiți. Cred că erau extrem de afectați de ce s-a întâmplat acolo. Nu neapărat că s-au ars. Ci cred că acele imagini apocaliptice cu exploziile alea, cred că sunt traumatizante pentru psihicul lor. Mulți dintre ei probabil nici nu știau exact ce arsuri au, pentru că nu se puteau privi să își cuantifice gradul leziunilor. Însă m-am gândit, noi ne ardem acasă odată, nu știu, sare un pic de ulei din tigaia încinsă și este extrem de dureros. Gândiți-vă cum au simțit acei oameni care au avut arsuri de 40-50% din suprafața corpului. Am văzut foarte mulți pompieri, erau arși pe mâini și față, pentru că au fost părțile cele mai expuse și fără echipament de protecție, pentru că nu prea ai cum să-l protejezi cu așa de mare acuratețe zona respectivă. Ce ne-am asigurat, apropo de pregătire, că avem suficiente analgetice, pentru că știam că durerile acestor oameni vor fi mari. Iar durerea este cel mai traumatizant simptom pe care un pacient îl resimte. Ne-am asigurat că putem să le oferim această protecție prin analgezie, ceea ce s-a și întâmplat, ca ei să nu sufere. Asta este cel mai important. Și ceea ce s-a mai întâmplat în seara aceea, și a fost într-adevăr o mare reușită a colegilor de la chirurgie plastică, a fost că până dimineață toți pacienții internați au fost operați. Au venit de acasă, s-au făcut echipe multiple și toți pacienții au fost operați astfel încât aceste plăgi, aceste arsuri să nu se infecteze. Pentru că am ajuns la final. Între Dumnezeu și știință a fost întregul interviu. Merită, domnule doctor,
tot ceea ce faceți? Da, și am spus-o permanent. Știind tot până la momentul acesta, dacă cineva m-ar întoarce la 18 ani, aș lua-o de la capăt fără niciun fel de ezitare. Este cea mai frumoasă meserie, aceea de a-ți salva semenii. Este cel mai frumos sentiment. Să știți, am avut mulți pacienți pe care i-am externat din reanimare și care m-au luat în brațe la plecare. Niciun alt sentiment din toată viața mea nu a echivalat cu acea strângere în brațe a unui om care a stat 2 luni sau 3 luni în reanimare și care pleacă pe picioarele lui și te ia în brațe. Cum? Nu va echivala niciodată acel moment când eram într-un magazin în București și o doamnă a venit la mine și m-a luat în brațe, m-am și speriat și mi-a zis: știți, sunt pacienta cu COVID-19 care am stat 2 luni și am venit să vă iau în brațe să vă mulțumesc că astăzi mi-am cumpărat, era un magazin și și-a cumpărat o poșetă și a zis: datorită dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră, astăzi pot să mă bucur de viață. Este o meserie nobilă și vreau și încerc prin tot ce am făcut în acești ani să menținem și să aducem această noblețe a meseriei de doctor și în rândul colegilor noștri mai tineri, studenți sau rezidenți, astfel încât să aibă toate aceste caracteristici ale unei profesii vocaționale. Dr. Radu Țincu, vă mulțumim mult că a stat în oglindă. Și eu vă mulțumesc. Vorbele bune uneori ne fac să revenim la viață. Gândiți-vă când ați spus o vorbă bună cuiva ultima dată. S-ar putea să-i schimbați viața în mai bine. Vă mulțumesc mult că a stat și azi în oglindă.